Bună ziua și bine v-am găsit. Sunt vaginolog autorizat și răspund de toate vaginile din grădinițele și școlile din județul Vaslui. Pentru proști nu ne interesează și nu explicăm ce înseamnă cuvântul vagin. Ei oricum spun altfel, deci nu-i doare capul. Dacă Eminescu avea programul Nu voi sicriu bogat, noi demărăm astăzi în trombă programul Nu voi vagin bogat. Audiție plăcută la farțele lui Buzdugan, numai aici la Radio Zoo. Doamna educatoare? Da. De la primărie sunt instalatorul șef. Spuneți-mi, vă rog frumos. Doamne, când putem să venim noi la dumneavoastră la grădiniță să vă controlăm vaginul? Păi, puteți să veniți în fiecare zi, că doar noi suntem aici. De la ora 8 până la ora 2 suntem aici. Doamne, eu sunt instalator vaginolog, deci eu răspund de toate vaginile din grădiniță și școli. Da. Spuneți-mi, aveți vaginul curat? Da. Nu avem probleme, dar veniți mâine și o să vedeți la fața locului. Câte vagini aveți, doamnă? Trei avem. Într-un apartament unul și în al doilea două. Matale, cât ai? Unu, da? Da. Și curat? Curat, cum să fie. Trec aici, doamna Toma, vagin curat. Da. Noi avem 50 de vagini de astea pe care noi, nouță, așa. Pe care vrem să le instalăm în grădiniță. Ar fi bine că noi suntem la parter de bloc aici și la parter știți că e cu probleme. La parter e cam cu probleme, nu știți că mai avem și locatari și că ar fi bine să puneți. Vagin nou. Da. Doamnă, avem, cum se cheamă? Deci avem vagini de astea, ultimul icnet. Deci sunt noi nouți, ultimul icnet în materie de vagine. Așa. De când aveți vaginul acolo? Nu mai știu exact. Serios că nu mai știu exact. De când am făcut curățenie, cred că e de acum vreo 3 ani. E din ăsta, din plastic, știți dumneavoastră, care se montează pe perete, nu așa, dar e bun. Văd că nu sunt probleme. Deci, Matale, ai vagin de plastic? Da. Da? Da. Și e bun încă? Da. Da, atunci în felul următor facem. Matale, o să-mi spui că nu sunt buni, că nu știu ce, că am mai pus și la licei. Deci, notează Matale acolo. Da. Deci, subsemnata. Da. Să-mi schimbați vaginul. Da. Întrucât? Păi înseamnă că faci și la apartamentul și aland. Da. Acolo, deci, mai sunt două, deci vaginele, să zicem. Deci, solicit să-mi schimbați vaginele. Nu putem spune în trei bucăți în paranteze. Întrucât? Da. Întrucât cele vechi sunt deteriorate. Nu, întrucât este o formulă stas. Așa. Întrucât sunt bătrâne și nu le mai funcționează orgasmul. Vagin cu vibrator inclus. Aha. Câți de alea noi. Deci, solicit... Da. Vagine cu vibrator inclus. Cu vibratoare incluse, da. Cu vibrator, să spune, doamnă, nu cu vibratoare, că așa este. Bun. Cu vibrator, da, am înțeles, bun. Asta deci trebuie să-l lăsăm la jos acolo, la parter. Deci vă duceți la portar. Da. Vă duceți la portar acolo și îi spuneți, vă uitați o leacă galeș la el, în ochii lui. Domnul portar, dați-mi și mie, vă rog frumos, un număr pentru vaginul meu. Da, aha. Ca el să știe. Solicit să-mi schimbați, așa, vaginele întrucât sunt cele actuale, sunt bătrâne și nu mai funcționează orgasmul. Și nu mai iau orgasm. Da, așa. Întrucât cele bătrâne și nu mai iau orgasm, am înțeles. Solicit, subsemnata, solicit să-mi schimbați, așa, vaginele întrucât cele actuale sunt bătrâne și nu mai funcționează. Și nu mai au orgasm. Solicit vaginele cu vibratoare închise. Incluse, doamnă? Incluse, da. Deci, încă o dată. Da. Solicit vagine cu vibratoare incluse. Mulțumesc foarte mult atunci. Da, dar noastră, cum vă numiți? Daniel Buzdugan. Ai, deci vă țineți numai de poante. E de la Radio Zoo. Ai, de mine, aoleu. Bine, am înțeles. Dați-o un pic pe colega. Haideți că o dau și pe ea, că e lângă mine. Au venit acum la mai spre sfârșit, da. Nu v-ați supărat? Ei, da, ce să mă supăr. Bine, o să vă difuzez la Radio Zoo. Bine, haide, Camil. Bun, sănătate, numai bine. Dar la ce ori e programul? Alo, bună ziua, domnul Buzdugan. Ce faceți? Păi ce să fac, am venit ca la sfârșit de program la colega mea pentru a preda... tafeta. Da, vedeți că ea a solicitat că vrea să schimbi toate vaginile din grădiniță. Am auzit o parte din discuție, dar nefiind treaba mea, i-am lăsat loc liber în cancelarii pentru a discuta în continuare.
chiar nu ne așteptam de farsă. Bine, să rămână. O zi bună și multe realizări în... La Radio Zoo. Da, știu, vă urmăresc emisiunea dumneavoastră. Sunteți apreciat aici, în Vaslui. Să rămână. O zi bună, la revedere.